Jandarmii brașoveni au de câteva zile o nouă colegă. Inspectoratului Județean de Jandarmi Brașov s-a alăturat Cona, o cățelușă sosită de la Centrul Chinologic de la Sibiu. Patrupedul este încă la început de drum în armată, însă peste un an va fi un membru de bază al trupelor de jandarmerie din Brașov. Hai, ia mami jucăria, butucelul! Unde? Ia-l, mama! Bravo! Cona are doar 5 luni și abia începe să-i cunoască pe jandarmii cu care va lucra. S-a născut la Centrul Chinologic din Sibiu și până va împlini un an va sta alături de jandarmii brașoveni. Apoi va pleca iar la Sibiu pentru continuarea pregătirii. Acolo va merge în continuare pe aceeași linie și va fi supravegheat de către instructorii de acolo. La fiecare lună va fi câte un modul. La fiecare lună se va da un examen și la sfârșit se va face aptitudine de disciplină, plus elementele de prindere. Până atunci însă, instructorul ei o va dresa și o va învăța să se obișnuiască cu oamenii. Zilnic va avea câte 3 ore de antrenamente, toate cu cel care o va lua sub aripa lui. Hai, cârpa, mami! Cârpa! Trebuie într-adevăr să faci partea care e cea mai importantă, partea de atașament. Cățelul să faci acel cuplu kinotehnic, să înțeleagă cățelul că tu ești prietenul lui cel mai bun. Să-i oferi hrana doar tu. Cona a făcut deja impresie bună printre colegi. Jandarmii spun că rar au văzut un câine atât de tânăr cu aptitudini atât de dezvoltate. A venit ca un cadou. De ce? Pentru că a ajuns la noi în unitate chiar în data de 3 aprilie, zi în care jandarmeria română a primit 170 de ani de la înființarea acestei structuri. După ce termină stagiul de pregătire, Cona va participa alături de jandarmii brașoveni la misiuni de patrulare și de menținere a ordinii publice.